14 pictori, membri ai Cenaclului de Arte Plastice Ide Negulici din Câmpul Lung, expun joi, 4 martie, în holul complexului comercial Big & Small, o serie de lucrări care se doresc a fi un dar vizual în cinstea sosirii primăverii și a Zilei Femeii. Simbolul cromatice de primăvară este titlul expoziției pe care îl vernisăm joi, 4 martie, ora 12, cu membrii Cenaclului de Negulici. Avem de data aceasta 12 membri ai Cenaclului și 2 aspiranți ai Cenaclului. Sunt lucrări cu o tematică diversificată, cu maniere de lucru diferite, acuarelă, acrilic, ulei, lucrări care prin varietatea lor aduc paleta, aș putea spune, aproape completă a Cenaclului nostru, pentru că aici întâlnim artiști care și-au conturat câte un stil propriu, așadar pe mulți dintre ei îi recunoaștem din lucrările pe care și le expun. În primul rând, noi avem activități cu Cenaclul de Negulici, prin care în anumite etape ale anului, iată acum avem începutul primăverii, așadar pot spune că venind cu această expoziție, avem de-a face cu salonul de primăvară. În acest vernisaj al expoziției vom descoperi, de fapt, prin imagini, ca așa ne îndrumă autorul, acea frumusețe sau, dacă vreți, acea renaștere a naturii, a vieții. După iarna, care de fapt a fost un moment de conservare, de liniște, de somn, aș putea spune, da, este important pentru că artiștii nu stau. Nu stau, pictează, este darul lor și vine în fața publicului cu darul acesta, dar da de Dumnezeu. Evenimentul face parte din salonul de primăvară, acțiune pe care pictorii o desfășoară prin expunerea lucrărilor la fiecare început de primăvară.